Mergem la Buzău pentru următoarea poveste care ne-a atras atenția. Vi-l prezentăm pe Marco Albanese, un italian stabilit de peste 20 de ani în România, care a inaugurat prima seră supermarket din țară. Zeci de mii de plante decorative sunt pregătite pentru vânzare în uriașa construcție de sticlă. Să nu scade umiditate în interior și atunci ne ocupam cu montatul de camere de climatizare și avea umiditate potrivită. Este un spațiu care este destul de mare, este foarte aerisit, că permite la flori de trai bine și efectiv dă ideea de că te plimbi într-o grădină la interior, așa, o grădină închisă, dar care permite de avea un mediu plăcut. Sera familiei Albanese funcționează precum un mall. Peste 20.000 de flori de grădină, plante de interior, arbuști și plante aromatice, precum și decorațiuni și accesorii, și-au găsit locul pe rafturi și în ghivece. Abbiamo 200 tipi di piante, un po' da interno, un po' da esterno. Arrivano dalla Polonia, dalla Romania, dall'Italia. E i bonsai arriveranno dall'Asia. Ce va nu, da. Frumosă așezată, organizată aici. Foarte frumos. Vii și ții ce-ți place și cum îți place. Și când ai timp, nu ești condiționat de vreun program anume. Ați mai văzut așa ceva? La noi nu. Cel puțin la noi în județ. În niciun caz, dar nici în România nu cred că sunt foarte multe astfel de locații. Sistemul de ventilație, încălzirea cu peleți, panourile fotovoltaice și sistemul de umbrire sunt câteva dintre utilitățile care țin în viață miile de plante din seră. Responsabil de funcționarea ei este Luca, fiul lui Marco. La curent îl avem de la panourii solari, că avem făcut instalația. Avem 40 de kilowatts, che merge, che ține tot alimentare de la sera. Perdele sunt specializate pentru umbra, care reflectă soare și încălzire. Pentru protejare caldura. Marco s-a stabilit în Buzău cu peste 2 decenii în urmă, după numirea sa ca director la o fabrică de confecții. De mai bine de 5 ani lucrează la proiectul Casei Florilor, un vis al întregii familii devenit realitate. Este o plantă care are în jur de 6-7 ani aceasta. Maximul care crește este în jur de 3 metri. Se comportă bine în România? Da, se comportă bine, deci are și parte de temperatura caldă și când este rece se accetta bine. Am lucrat în asigurări și am colaborat cu dânsul pe asigurări și știind că face această seră, m-am gândit că va fi o chestie foarte frumoasă și o colaborare foarte frumoasă între mine și dânsul. E o țară latină, în primul rând, este o țară care de bază suntem foarte apropiate, putem spune veri, cum ar fi Spania, cum este Franța. Marco Albanese și familia sa au planuri mari. Vor să construiască încă 2 sere uriașe, toate alimentate cu energie electrică și termică de la eoliene și panouri solare, apoi să înființeze culturi de flori pe suprafețe mari, astfel încât să asigure marfă și pentru export.